Vă salut, dragi pescari! Astăzi m-am gândit să vă fac un mic review la avertizorii RX Plus de la Fox. Da. Acești avertizori vin fix în această cutie pe care voi o vedeți acum. Această variantă este de 4 plus 1, adică 4 avertizori cu o stație. Haideți să vedem cum arată și în interior. Nu vă speriați, cutia este goală, pentru că eu nu folosesc această cutie atunci când merg la pescuit, doar că am vrut să vă arăt și cutia, că poate unii sunt interesați să vadă cum arată în interior. Vine cam așa, da? Aici 1, 2, 3, al patrulea avertizor și stația, de fapt cam așa, mai bine. Da? Deci stația, cei patru avertizori. Trei sunt puși pe o coastă și al patrulea pus normal. Aici mai avem așa, această șurubelniță pe care noi ne vom folosi atunci când vom scoate sau vom introduce bateriile în avertizori și în stație. Da? O să o las aici deoparte. Mai avem niște garnituri care ne ajută pe noi atunci, de fapt, cred că știți și voi, atunci când fixezi cuplele rapide pe avertizori, cu un imbus, o altă cărticică și un mic burețel. Da? Deci cam asta este cutia. De fapt, se desprinde de aici. Cam asta e cutia avertizorilor. Da? Vedeți cum e. Spatele. Și acum să trecem la ce ne interesează, de fapt. Eu în așa ceva îi transport. Aici am pus eu stație cu un avertizor și mai am în cealaltă opusă ceilalți trei avertizori. Așa, haideți să vedem. După cum vedeți, deja i-am fixat cu tălpicile pentru swingere și cu conectorii rapizi. Da? Iar aceștia vin și cu acest capac. Eu las capacul pe ei ca să aibă un plus de protecție. Da? Scoatem frumos capacul și vedem cum arată avertizorul. După cum vedeți, avertizorul are două LED-uri aici. Da? Butonul de on-off și mod de noapte aici. Și încă trei butoane aici pe lateral pentru volum, V, tonalitate, T și sensibilitate. Da? Adică din punctul ăsta de vedere e simplu. Cei mai mulți dintre producătorii adaugă aceste butoane pe fiecare avertizor. Mai avem în spate încă două butoane și aceste două șuruburi cu care noi vă arăt imediat, vom scoate capacul pentru a putea băga bateriile. Iar aici, la partea de jos, este mufa, este slotul în care se bagă jack-ul pentru swingerele care au iluminare. Da? Cred că e 3.5, dacă nu mă înșel, e jack dimensiune 3.5. Hai să bag eu la loc asta aici. Așa. Haideți să desfășurăm, să deșurubăm aceste două mici șuruburi, să vedeți cum arată și bateriile. Sunt baterii 2D, dacă nu mă înșel, imediat vă arăt. Cu această șurubelniță, exact cum vă spuneam mai devreme. Deșurubăm. Foarte important, șuruburile nu pică. Adică puteți să stați liniștiți din punctul ăsta de vedere, pentru că nu veți pierde șuruburile capacului. Da? Și uitați cum arată în interior bateriile așezate. Adică e destul de simplu. Ok, pun frumos capacul la loc, mă asigur că e etanșat cum trebuie, strângem la loc. Da? La loc. Și acum haideți să trecem la partea audio.
Am încă o chestie, vedeți că acest avertizor aici, unde vine pusă lanseta, are niște inserții de cauciuc pentru a nu zgâria lanseta. Este pe rolă, cei de la Fuchs. O să pregătesc eu exact asta aici, să vedem imediat cum se aude. Și avem așa, pe poziția aceasta, acest buton este ridicat un pic în sus. Da? Este off. La jumate, deja este pe poziția normală, gata de funcționare. Iar dacă las și mai jos butonul, va fi pe poziția de noapte. Da? Deci, noapte jos de tot, la mijloc normal și sus de tot va fi stins. Haideți să vedem și cum se aude acum. Eu am setat volumul să se audă destul de încet, mișcând de rotiță. Da? Ia să vedem acum. Acum e dat fix pe mut, spre dreapta. O să-l dau până la maxim. Ia să vedem cum se aude. Adică discotecă. O chestie foarte mișto la acești avertizori. Atunci când avem trăsătură pe ran, adică când peștele pleacă și se depărtează de noi, avem un sunet. Adică așa. Când avem un drop, când swingerul se lasă în jos și peștele vine spre mal, spre noi, avem un alt sunet. Sper că se aude destul de bine ca să vă dați seama. Și asta e foarte mișto chestia asta. Adică după cum semnalizează și se aude avertizorul, noi știm dacă avem o trăsătură care, bine, când e ran e clar că începe să facă ca nebunul. Dar dacă se hrănește mai apatic peștele și nu are trăsăturile astea violente, noi știm dacă se duce, pleacă și se depărtează de noi sau dacă vine și se apropie de noi de lansete și face drop la swinger, da? Tonalitatea nu are rost să vă mai... Fiecare... Vedeți cum se aude la mine. N-are rost să umblu aici pentru că... Haideți totuși să vedem cum se aude. Am schimbat un pic la tonalitate. Da? Acum deja e alt sunet. Și aici cred că se distinge mult mai bine ranul de drop. Și sensibilitatea deja știți, nu are rost să mai umblu, o să trec eu la loc. Asta sper că mai... Da. Ok, ăsta vedeți că e albastru. În spatele avertizorului aveți două butonașe mici. Prin aceste două butonașe puteți seta odată luminozitatea, cât de puternic să lumineze aceste două LED-uri și sunt trei trepte de intensitate și puteți schimba culoarea. Ia să vedem. Haideți să vedem dacă se schimbă așa. Da? Uitați, acum e portocaliu. Acum e violet. Acum e... Nu știu culoarea asta. Roșu. Verde. Albastru. Portocaliu. Violet, da? Cred că asta era bleu ăsta, așa. Da. Și după cum vă spuneam, încă un buton în spate cu care puteți seta intensitatea acestor LED-uri. Puteți, v-am zis, alege între 3 trepte de intensitate. Cam asta e avertizorul, da? O să-l opresc. Deci e dat pe normal acum. Deja l-am oprit, este în sus. Da? Haideți să vedem acum. Ai pus frumos capacul. Da? Deci am pus frumos carcasa pe el. Am băgat la ginuță. Haideți să ne uităm și la stație acum. Acest șnuruleț vine în cutie, deci practic face parte din pachet. Și avem aici așa, la antenă.
Sper că se vede aici, scrie on și off. Da? Acesta este axul central al antenei, este selectat off-ul, acum antena și stația este stinsă. Rotim așa și deja stația a pornit. Vedeți? Și în funcție de cât de tare vreți, acum se aude foarte încet stația, pentru că este pe prima treaptă, în funcție de cât de tare vreți să se aude stația, continuați rotirea. Continuați rotirea până la maxim, până nu se mai poate. Da? Gata. Și acum se va auzi, haideți să facem un test, să vedem. Să luăm din nou un avertizor, haideți să luăm pe acesta. Se aude foarte tare stația. Acum. De la maxim. Se dau un pic mai încet, să vedem cum se aude așa. Da? Cam asta este. Începe să aude vizorul. Și acum, pe lângă acest, practic este un buton care reprezintă și antena, da? Mai avem încă două chestii aici, două butonașe în spate. Unul este pentru ca, pe lângă aceste LED-uri, atunci când trage noaptea, să se aprindă și aceste LED-uri de jos. Așa, după cum vă spuneam, pe lângă butonul ăsta al celor două LED-uri, mai avem încă un buton prin care pornim vibrația stației. Deci dacă nu vrei să sune absolut deloc, ea va vibra. Na, haideți să vedem, sper că se aude. Să dau eu... Da? Ia uiți. Să dau un pic eu volumul încet. La asta. Ia uiți. Da? Deci vibrează exact ca un telefon. Deci cam asta este. Și pe lângă cele două butoane, încă unul cu care voi meciuiți asociați avertizorii la stație. În cazul ăsta nu mai e nevoie pentru că ei vin deja asociații, dar dacă vreți să mai adăugați avertizori, cred că puteți să mai adăugați avertizorii, chiar nu știu să vă zic, dar e imposibil să nu puteți adăuga. Poate vă luați prima dată un set de 2+1 și vei să mai adăugați încă 2 și așa mai departe, sau 3+1 și vei să mai adăugați încă 1. Deci butonul acesta roșu vă permite să mai adăugați avertizorii și să-i conectați la stație, da? Deci cam asta e stația. Haideți să desfacem, o să dezactivez vibrarea, o să o și opresc. Da? E butonul la off, s-a stins. Și acum eu voi desface folosind aceeași șurubelniță și capacul din spate. Să vedem cum arată. Ați văzut că avertizorii funcționează cu două baterii de 2A. Același principiu și la stație. Să nu pierdeți șuruburile, da? Uite așa ușor se dă o parte capacul. Dacă avertizorii funcționau cu două baterii, stația funcționează cu trei baterii. Trei baterii, 2A. Sper că se vede. Deci asta e stația. Ăștia sunt avertizorii. Haideți să vă asigurați că e prinsă bine aici și a înșurubat la loc foarte simplu.
sau asta. Ne asigurăm că e oprit avertizorul. Am pus capacul de protecție. Da. Așadar, dragii mei, ăștia sunt avertizorii RX Plus de la Fox. Da. Asta este cutia. Lubenica. Mulțumesc că ați văzut acest clip. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Stați acasă, stați în siguranță până vom putea merge la pescuit. Până una alta, faceți și voi ca noi și visați la marea captură. V-am pupat, toate cele bune. Pa, pa!